În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credeți voi că pot să fac eu aceasta? Iubiți credincioși, iată-ne în duminica de după pogorârea Duhului Sfânt, în duminica de dinaintea praznicului celui mare al adormirii Maicii Domnului, în fața unui fapt pe care Sfântul Evanghelist Matei ne spune că s-a întâmplat în Capernaum. Și anume, apropiindu-se Iisus de Capernaum, au strigat de departe doi orbi și spuneau: miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Trecând pe lângă ei și intrând în casă, însă aceștia au venit după Iisus și Mântuitorul i-a întrebat: credeți voi că pot să fac aceasta? Și au spus: credem. Și atunci Mântuitorul le-a spus: fie vouă după credința voastră. Și s-au deschis atunci ochii lor. Apoi au adus la el un om care avea duh mut. Și certând duhul, a început omul să vorbească. Și tot poporul spunea: niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în Israel. Iubiți credincioși, e vorba de două minuni, dar diferite. Doi orbi și un mut. Dar și diagnosticele erau diferite, nu numai bolile de care sufereau. Cei doi de la început, orbii, nu vedeau. Nu se spune că ar fi fost purtați de vreun duh al nevederii, ci pur și simplu nu vedeau. Și iată că după întâlnirea cu Mântuitorul au văzut. În al doilea caz însă este vorba de un demonizat care avea duh mut. Și de aici învățăm că duhurile sunt de mai multe feluri, dar ele se cunosc după neputința pe care o lansează în cei pe care îi posedă. E bine, de foarte multe ori ne-am apropiat de acești orbi, de muți și de vindecări. Dar astăzi m-am gândit că nu degeaba anul acesta această minune din Capernaum s-a întâmplat în lumina taborului. Mântuitorul, atunci când a apărut în fața ucenicilor și apostolilor schimbat la față în muntele taborului, lângă el erau Moise și Ilie. Știți că atunci când întreba Mântuitorul: cine spun oamenii că sunt eu? Spunea Sfântul Apostol Petru: unii zic că ești Ioan, alții că ești Ilie, alții că ești unul dintre proroci. Înseamnă că Mântuitorul s-a arătat atunci cu Moise și cu Ilie ca să se vadă că nu este nici unul dintre aceștia, ci el este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Pentru a nu se mai confunda lucrurile, s-a arătat celor trei, lui Petru, lui Iacov și lui Ioan, alături de cei cu care lumea îl confunda. Dar astăzi vedem doi orbi. Noi îi vedem, dar ei nu știm de unde l-au văzut pe Hristos. Se spune în popor că l-au văzut cu urechile. E foarte interesant, pentru că atunci când noi nu vedem, imediat ni se ascut alte simțuri. Un orb are celelalte simțuri mai dezvoltate, după cum un surd are simțul de a și posibilitatea de a distinge pe buzele celui pe care îl aude să poată să deslușească cuvintele. Și chiar mi-aduc aminte de cineva care intervieva un orb și spunea: noi suntem obișnuiți ca atunci când vedem pe cineva prima oară să îl evaluăm, să ne dăm seama cam cine este și zicem: pe ăsta îl cunosc dintr-o vedere. Ce, dar dumneata care nu vezi, cum cunoști? Și el a spus foarte simplu: eu cunosc dintr-o strângere de mână. Îl cunosc dacă este fals, îl cunosc dacă este om bun, îl cunosc dacă este om dur,
îl cunosc dacă se ține de cuvânt, printr-o strângere de mână. Știu chiar cu aproximație foarte importantă și cam ce înălțime are și cam ce greutate are dintr-o strângere de mână. Iată că simțurile noastre se duc așa ca niște vase comunicante prin tot organismul nostru și pe lângă noi, astfel încât să nu ducem lipsă dacă un organ de-al nostru este în suferință, să poată să fie oarecum suplinit de celelalte. Așadar, erau doi orbi, dar acești doi orbi nu dăduseră mâna cu Hristos ca să spunem că îl cunoșteau pe Hristos dintr-o strângere de mână. Nu puteau să-l vadă și vom spune, ei da, dar aveau o vedere duhovnicească. Ei, până la acea vedere duhovnicească, însă, aveau urechi de auzit. După multe cuvântări, Mântuitorul spune, cine are urechi de auzit să audă. Ei auzeau. Să știți că despre Mântuitorul se vorbeau multe lucruri. Și mai ales acolo în Capernaum, în patria Mântuitorului, vedeți că atunci când îl vedem pe Mântuitorul vindecând, îl vedem într-o trecere. Dar când este în Capernaum, vindecările se fac în casă. Era între ei săi și stătea acolo peste noapte, stătea întotdeauna câte 2-3 zile în Capernaum. Atunci când au venit cei care au coborât pe cel slăbănog, tot în casă l-au coborât. Înseamnă că Mântuitorul avea pentru Capernaum o altă deschidere. Ei și se auzise despre Iisus, se auzise, unii spuneau că este fiul lui David, unii că este prorocul, și așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, credința este din auzire. Și ei au auzit și au mărturisit ce au auzit. Și s-au dus după Mântuitorul strigând cu glas mare, cum zice Sfântul Evanghelist Matei, Iisuse, fiule al lui David, fie-ți milă de noi, miluiește-ne. Acum să știți că a cere ceva celui de lângă tine, în ochii noștri înseamnă niște lucruri foarte, foarte clare. De exemplu, dacă cineva este îmbrăcat așa ceva mai sumar și vine la tine, nici nu trebuie să-l mai lași să-ți mai spună povestea. Cum că a rămas aici și s-au furat banii și nu are bani de tren să se întoarcă acasă. Cel puțin așa am auzit eu 90% dintre cei care vin la mine și la sfârșit am ajuns la concluzia că zic, gata, cu povestea, stai așa, bag mâna în buzunar, i-am dat drumul și a plecat. Ce să-l mai pun să mai mintă? Adică dacă tot fac o milostenie, să o fac de la început. Adică nu-l mai las pe om și fac o milostenie completă. Nu-l mai las pe om să mintă. Că acum suntem oameni mari. Ne dăm seama că atâtea bilete de tren s-au cumpărat cu banii ăștia cât puteam să facem cojul lumii. Problema este următoarea. Atitudinea cu care un om vine la tine să-ți ceară ceva, deja îți spune ție cam ce are nevoie omul. Și chiar știu pe cineva care întotdeauna împrumuta și cerea de împrumut cuiva și la un dat creditorul lui, ca să zic așa, văzându-l că se apropie așa când a intrat în raza auditivă a lui, s-a uitat și zice, bă, Vasile, n-am. Clar, ca să știe, nu-ți mai pierde vremea, nu mai fă tot felul de regii. Dar spuneam că noi îi catalogăm, din păcate, pe toți oamenii după înfățișare. Și atunci când omul vine să-ți ceară ceva, vine și cu o atitudine mai smerită. Să știți că mie mi s-a întâmplat de câteva ori, și trebuie să vă mărturisesc lucrul acesta, să vină la mine câte un om, nu judec pe om după haine, să știți, nici după mașina din care coboară, dar îl judec așa după umilința cu care vine să-și ceară ceva. Și a venit la mine și eu, obișnuit cu cei care îmi cer bani de bilet, am zis, stai așa. Și am băgat mâna buzunar și i-am dat, dar el săracul s-a cam codit. Și atunci mi-am dat seama că eu am făcut o gafă. Dar cum să mai repare a gafă, că omul nu venise să-mi ceară bani? Și imediat mi-am adus aminte, după ce am văzut că el nu pleacă, cum fac ceilalți, imediat după ce l-ai miluit, omul a plecat. Când a văzut că nu pleacă, imediat parcă l-am văzut cine este. Și acum trebuie să dregi busuiocul. Și zic, uite aici, e banii ăștia, e niște flori doamnei. Norocul meu a fost că de obicei nu dau chiar așa de două pâini. Dau omului ca să simtă ceva. Cât să iau un buchet de flori, ei ajungeau.
Și așa s-a luminat omul la față. Pentru că se întristase, crezând că l-am confundat ceea ce să se întâmplase. Dar importantă este atitudinea cu care continuăm acest dialog. Și încet, încet, omul și-a dat seama că nu l-am jignit, nu l-am confundat, ba, mai știam și despre cei de acasă. Am dres-o oarecum, dar eu eram dator să mă spovedesc în fața dumneavoastră. Altădată să știți că atitudinea aceasta de a da și de a primi și de a cere este în strictă legătură dintre cei doi, adică dintre creditor și debitor, potențiale amândoi. Eram în piață și între două servicii mai aveam preț de vreo 20 de minute. Cald, puternic, eram în cămașă, am parcat mașina, în fața mea la vreo 7-8 metri, unul care trăgea dintr-o bere. Așa a tresărit când m-a văzut că, cred că și mașinile au o anumită, dacă aveam o Dacia sau un Trabant cum am avut de ună zi, cred că nu, tresărea deloc. Dar a tresărit omul, s-a uitat la mine fix, m-a uitat și în ochii lui, a văzut că sunt în cămașa albă, mașina neagră, una alta. Deja m-a bănuit că sunt un potențial creditor. Dar a avut bunul simț și m-a așteptat să cobor din mașină. Dar eu mi-am luat agenda, vreo 20 de minute tot am răspuns la niște mesaje, le-am scris, ducutare, imediat m-am uitat la ceas, trecut timpul, dau să cobor din mașină, el dădea să se ridice. Dar a avut așa o anumită reținere, nu știu de ce, probabil că o fi zis că are mai mult, a văzut că l-am văzut în primul rând. Și când începe dialogul acesta al privirii încrucișate, deja omul începe să aibă mai mult curaj. Hai că ăsta, gata, sigur, să bagă mâna în buzunar. M-am ridicat, dar eu m-am dus imediat la ușa din spate și mi-am luat reverenda. Ei, vă spun, când am luat reverenda pe mine, omul s-a scuturat de praf și a venit direct. Nu m-am lăsat nici măcar să mă îmbrac de tot. Pentru că uniforma îți arată imediat fișa postului. Adică eu, prin îmbrăcarea acestei reverende, deja eram la capitolul creditori. Trebuia să dau. Acum m-a putea striga în urma mea, vorba aia. Striga în urma mea. Ce faci, părinte? Mă lași aici nemiluit? Și a venit. E, de atunci mi-am adus aminte de acești orbi din Capernaum care strigau după Hristos. De ce? Pentru că așa știau ei că ești fișa postului. Omul ăla când vine, trebuie să te miluiască. Decât că ei nu cereau o milă de asta așa care să se cuantifice în niște monede sau în niște bancnote, ci cereau să fie miluiți. Acum vă imaginați că dacă cineva îmi cere să îl miluiesc, eu mă cam opresc la nivelul ăsta al buzunarului, dar să știți că lumea ne caută și pentru a-i milui altfel, să le zâmbim oamenilor, să facem ceea ce poate n-are nimeni timp și vreme să facă pentru ei. V-am spus și altă dată că cea mai bună faptă este aceea de a îl asculta pe celălalt. Poate că sunt oameni care au nevoie de bani mai puțin decât au nevoie de a fi ascultați. Mi-aduc aminte totdeauna de părintele Asenie, care atunci când a venit din pușcărie, săracul, nici nu știa dacă buzunarele sunt și cu sute sau sunt numai așa, că făceau parte din model. Și când cerșetorul acela cu mâna întinsă, când l-a văzut așa de ponosit și băga mâna în buzunar cerșetorul și nu i-a mai trebuit nimic, dar părintele tot venea spre cerșetor și cu mâna pe buzunar și a dat seama atunci că n-are nimic în buzunare. Probabil că aștepta părintele ori să se întâmple o minune și când a văzut că minunea este numai și numai la posibilitatea lui, a scos mâna din buzunar, părintele n-a găsit niciun ban și i-a întins o mână și a zis, uite frate, o mână caldă și l-a îmbrățișat. Și omul acela a dat mărturie, părinte, niciodată nu mi-a dat nimeni așa ceva. Vedeți că a milui pe cineva nu înseamnă neapărat a-l ajuta material cu ceva, ci înseamnă a-l asculta, înseamnă a empatiza cu el, a intra într-o anumită legătură de suferință. Tot părintele Asenie spunea că la pușcărie, când erau chemați la anchete, aveau ochelari de tablă, să nu vadă nimic. Și la un moment dat, printr-o lentilă, se vedea ceva. Și
I-a fost frică să spună gardianului, vezi bă, că se vede până ochiul ăsta. Nu putea să spună, că după aia cine știe ce să interpreta. Și spune că în momentul în care el intra, o altă persoană anchetată ieșea și prin acea lentilă prin care se vedea, a văzut că și altcineva suferă lângă el. Celălalt nu-l vedea, dar el a văzut că nu e singur. Și a contat foarte mult. A trecut multă vreme cu mângâierea aceasta, încât părintele Arsenie și după 10 de ani după ce plecase de la Aiud, își mai aducea aminte câtă bucurie a trăit atunci când a putut să vadă pe cineva în aceeași suferință cu el. Nu se bucura, Doamne ferește, că altcineva suferă, ci se bucura că nu este singur. Să știți că, de fapt, acești orbi, deși erau doi, erau singuratici. Deși erau doi, strigau după Mântuitorul să-i miluiască, pentru că aveau nevoie să intre în cetate cu fruntea sus. Vedeți că, dacă suntem atenți, i-a găsit Mântuitorul la poarta cetății. Bine, acum să știți că și noi cerșetorii îi găsim la poarta bisericii. Nu o să-i găsim în biserică. Decât dacă au și veleități să facă ceva portofele, îi găsim și în biserică. Dacă nu, la poartă. Ei vroiau să intre înăuntru. Și atunci trebuie să învățăm ceva. Pentru că a povesti ce s-a întâmplat în casa din Capernaum nu e mare lucru. Dar să vedem noi. De ce oare Mântuitorul le-a poruncit, chiar spune textual Sfântul Apostol Matei și Evanghelist, le-a poruncit cu asprime Mântuitorul. Vedeți, după ce i-a vindecat, nimănui să nu spuneți nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să îi încerce, cu siguranță. Știa Dumnezeu, în atot știința sa, că aceștia imediat vor umple târgul, cum zice românul. Și chiar frumos, în exprimare, spune Sfântul Evanghelist Matei, zice, dar ei, după ce au plecat, au umplut cetatea de numele Lui, au împrăștiat numele Lui în cetate. Ce frumos! Parcă l-ar fi primit pe Hristos și i-ar fi dat drumul, așa cum dă drumul grâului din palmă agricultorul, ca să se prindă pe colo sau pe colo sau pe colo sămânța care să facă rod și să facă spic cu rod însutit. I-au împrăștiat numele Lui în toată cetatea. De ce ziceam că Mântuitorul le-a poruncit cu asprime? Să vadă dacă și ei, cei care au primit milostenia, fac și ei ce au făcut alții pentru ei. Adică să mărturisească de Hristos. Cum îl cunoșteau ei pe Hristos? N-am zis din auzire. Credința era din auzire. Și atunci, cum i-a încercat Mântuitorul? Interzicându-le să facă o faptă bună, să vadă dacă ei, într-adevăr, o fac. E bine, veți spune, da, ce Dumnezeu e viclean, adică le cere ceva ca să-i încerce, să vadă dacă fac ei. Păi, dar stați așa. Dumnezeu cu noi are o relație așa cum avem și noi cu Dumnezeu. Adică noi, când îl rugăm pe Dumnezeu și ne dă ceea ce trebuie să ne dea, nu trebuie să ne așteptăm ca și Dumnezeu, când îi cerem noi ceva, să ne dea și El ceea ce noi trebuie să facem. Relația noastră cu Dumnezeu însă se află numai la ananghie, dar trebuie să vă spun ce zicea Dan Puric. Deci, fraților, eu cu avionul am mers de multe ori, dar odată am mers în America și acolo trebuia să fac 12 ore cu avionul. Când mă sui, zice, două mamai de-ale noastre, cu două papornițe, de-abia le-au pus una sus și una jos, când se plece avionul, 3-4 cruci mari s-au închinat. Deci eu acum nu eram obișnuit așa cu relația asta cu Dumnezeu, chiar așa în văzul lumii să mă închin, și m-am cam codit așa puțin, m-am dat la o parte să nu zică lumea că sunt cu ele. Zice, sincer să fiu, nu eram pregătit pentru așa ceva. S-au închinat ambele mamai, e numai că pe la jumatea drumului au început niște turbulențe care, după vreo 10 minute, vă imaginați că au scuturat nu numai inima, ci și credința din cei din avion. Și toată lumea se închina, toată lumea se închina ca la comandă. Cum să mai bățuia puțin avionul? Cum mai făceau 2-3 cruci? Da, fratele Dan se uita cu ochii numai la alea două mamai. Mamai, nu nicio cruce. Și s-a dus la ele. Și voi, mamai, uite care-i treaba. Păi când ați urcat în avion, ați făcut 3 cruci frumoase, mari. Acum
Zice, noi cu Dumnezeu nu ne târguim. Ne-am închinat la început. Adică nu-i cerut Dumnezeu așa numai când am eu nevoie. Că dacă nu se bâțâia avionul, nu mai cerea nimeni nimic de la Dumnezeu. Ei, vedeți, relația noastră cu Dumnezeu, în această relație frumoasă de a cere, nu de cerșetorie, cum zicea Părintele Sirice, Dumnezeu nu-i plac nilogii, dă Doamne, îi plac eroii, că și smerenia trebuie să fie însoțită de drzenie. Ei bine, spuneam despre relația asta noastră cu Dumnezeu, în atitudinea de a cere ceva, să știți că nu este neapărat o relație de eu am nevoie de ceva, dăm tu, Doamne. Nu, trebuie să învățăm din relația asta pe care au avut-o cei doi când au cerut lui Dumnezeu, relația noastră cu cei din jurul nostru. Nu e neapărat nevoie de o suferință de a noastră fizică, ci pur și simplu este nevoie să înțelegem, ca să aprofundăm mai mult ce s-a întâmplat în Capernaum, relația cu copiii noștri. Copiii noștri ne cer ceva și noi îi confundăm. Nu prea le dăm ce ne cer ei. Vă spun eu că nu e așa. Vă spun că copiii noștri ne cer ceva și noi chipurile le dăm ceva mai bun. S-o credem noi. Nu, ne amăgim, cu siguranță. Acum chiar că s-au întâmplat multe examene și toată lumea a crezut că au fost și eșecuri. Nu, n-a fost niciun eșec. Toate au fost biruințe. Unde nu a avut cineva acces, înseamnă că nu trebuia să intre pe ușa aceea. Dar noi, ca părinți, ne mai ducem pe ușa din spate, mai deschidem cu un geam și atunci mai punem deoparte, zicem că pentru protocol, una alta, vedeți că se cam îngroașă problema. Important este că atunci când cerem de la Dumnezeu, să avem atitudinea omului care știe ce face. Dacă am cerut de la Dumnezeu odată, pentru copilul nostru, imediat trebuie să intrăm în legătură sinceră cu Dumnezeu. Doamne, ca cele două bătrâne, eu m-am închinat ca un creștin adevărat când a plecat de acasă. Nu te mai plictisesc. Știi tu ce ai de făcut cu mine? M-ai văzut că sunt în avion și 12 ore sunt al tău. M-ai văzut că sunt în viață. M-ai văzut că am copii. Știi tu ce au nevoie și copiii? Eu ți-am zis ce vreau, dar din răspunsul tău aflu ceea ce îmi trebuie. Și atunci, această relație a noastră cu Dumnezeu nu este o relație de milog cu cel care bănuim că are mai mult în buzunar decât noi, ci este o relație frumoasă între cineva care solicită un lucru de care are nevoie. Poate că nouă ni se pare că avem nevoie de multe. Și dacă suntem atenți, ceea ce nu ne-a dat Dumnezeu atunci când am cerut noi cu sârguință, nici nu ne-a mai făcut trebuință. Chiar am marea bucurie duhovnicească să constat pe cineva care de ani de zile se roagă împreună cu mine pentru un anumit lucru și la un moment dat și eu îmi fac niște autoevaluări și vedem unde ne aflăm până la urmă. Nu să merg cu cineva așa pe lângă el la nesfârșit și zic, da, nu te supăra, dar noi ne rugăm pentru așa, la început știm, da, ani de zile ne rugăm pentru asta. Zice, nu, părinte, eu acum vin că mă simt bine. Adică vin să mă rog la Dumnezeu împreună cu mata, Dumnezeu îmi va da ceea ce trebuie. Adică atitudinea aceea de a cere nu este una așa exactă, cu sens unic și numai pe asta mi-o dai, Doamne, că alte am nevoie. Nu. Dar nici duhovnic nu trebuie să se transforme în cineva care tot dă rețete. Știți că la un moment dat vine cineva la un mare vindecător, aflase de el, mare om de energie, și zice, băi, l-a văzut că am supărat ăsta. Și imediat l-a văzut supărat, a intrat pe sub pielea lui. Ce faci, băi? Zice că rău. Ce? Uite, mi-am luat 1000 de pui și zice, în prima zi mi-au murit 500. Mai am decât jumate. A, zice, păi că aia 500, spune-o ce să faci. Uite, te trezești dimineață cu niște apă neîncepută de la o fântână, de la răscucire de drumuri. O ții așa preț de 10 minute și te uiți în sus. Zice, după aia îi stropești și gata. Peste două zile, bietul om mai avea 200 de pui din aia 500 rămași dintr-o mie. I-a spus tărășenia și aia, nicio problemă. După ce stingi focul de cu seară, iei niște cenușă și dai pe capul fiecărui pui. Și să vezi, într-adevăr, peste trei zile mai avea 5 pui. Din aia 200, din aia 500, 1000 pe care îi cumpărase. Și se întâlnește omul peste vreo 3 săptămâni. Păi ce faci, mă? Și cu puii, nu mai am niciunul.
păcat, eu sfaturi mai aveam. Acum vedeți că dacă te profesionalizezi în a da sfaturi, trebuie să știi și ce efecte au sfaturile acelea. Că vă aduceți aminte de cel care a venit la spovedit un copilaș și îl întreabă părintele, zice, auzi, da, când vine tatăl tău mai pilit așa, pe acasă, mai bagi mâna pe buzunar, mai iei câte 100, era vorba de vremuri de mult apuse. Zice, părinte, nu, dar ideea nu e rea. Trebuie să fim foarte atenți și cu ce sfaturi dăm atunci când dăm sfaturi. Pentru că ne pomenim, la un moment dat, că îi ispitim pe ceilalți cu ce pot ei să facă. Și săracii vieții oameni nici n-au putut să facă ceea ce zice duhovnicul că ar putea să facă. Ei, dar să ne întoarcem acum și la mutul nostru. Știi că erau doi orbi și un mut. E, cu mutul, ați văzut că Mântuitorul n-a vorbit, nici n-avea ce să vorbească. L-a chemat, a certat Duhul și a plecat. Duhul și a început omul să vorbească. Dacă a început să vorbească, trebuie să ne aducem aminte imediat de ceilalți care după ce au fost vindecați și au început să vadă ce au început să facă. Să vorbească. Pe cum puteau ei să mărturisească că s-au vindecat? Au vorbit. Înseamnă că orice vindecare pe care noi o primim are niște efecte pe care noi trebuie să le avem sub control. S-au vindecat de orbire și au vorbit. Atunci au avut curaj să vorbească. S-au vindecat de muțenie și au vorbit. Și ceilalți care s-au vindecat de către Mântuitorul, toți au vorbit și au umplut toată cetatea de numele lui Iisus. Asta trebuie să facem și noi. Să vorbim. Dacă ne vindecă Dumnezeu de orbire, adică să vedem de fapt că noi avem niște copii, nu avem niște roboți pe lângă noi, atunci trebuie să ne aducem aminte imediat că trebuie să vorbim cu ei, să-l întrebăm pe copilul nostru, băi, fratele meu, ce fac, mă, te mai du-mă la dansuri, te mai du-mă la not? Că bieții copii sunt terorizați de neputințele unor părinți care au niște frustrări. Probabil că pe la vreo întâlnire de vreo 20-30 de ani de la terminarea liceului și-au dat seama că ar fi fost bine să știe și câțiva pași de dans. Dar lasă că-l duc pe la mic să nu pățească ce-am pățit eu. E, trebuie să fim foarte atenți. Spune românul că ce ție nu-ți place, altuia nu face. Dar o să zică, lasă că o să-i prindă bine. E, mă rog, eu aștept să-i prindă bine. Dar să fim atenți, să vorbim, adică să dialogăm cu cel pe care vrem să-l ajutăm. Pentru că astăzi este o zi a dialogului, o zi în care unii au cerut și Mântuitorul le-a dat și ei au primit. De aceea trebuie să mergem cu gândul către praznicul adormirii Maicii Domnului, că noi care am cerut Maicii Domnului de atâtea vreme ceva, Maica Domnului ne-a auzit și a spus mai departe lui Dumnezeu, care ne-a trimis și nouă ajutor. Să rânduiască Dumnezeu ca tot ceea ce am cerut în postul acesta prin rugăciuni, Maica Domnului să ne întoarcă însutit și dacă simțim că ne-a întors, înseamnă că ne-am rugat pentru ce trebuie. Dacă nu simțim exact că am primit, să știm că am primit exact ce ne trebuie. Așa să ne-a Dumnezeu să vedem.